Ultima săptămână din septembrie va aduce intuiții puternice și oportunități creative datorită trigonului Mercur-Uranus, dar opoziția Mercur-Neptun poate provoca confuzie și iluzii. Este esențial să evitați deciziile financiare și conflictele miercuri. Spre finalul săptămânii, trigonul Mercur-Pluto va favoriza deciziile importante, autoîmbunătățirea și succesul în afaceri. Semnele de aer și pământ vor beneficia în special de aceste influențe, iar săgetătorii vor găsi noi parteneri care le vor susține ideile. BERBEC. Pentru BERBEC, ultima săptămână din septembrie va fi destul de reușită și importantă în ceea ce privește perspectivele de viață viitoare. Mulți oameni trebuie să ia decizii serioase, atât în sfera profesională, cât și în relațiile personale. Aceste decizii vor avea impact asupra unei perioade destul de lungi de viață, așa că merită să-ți arăți toată înțelepciunea și prudența, și dacă este posibil, să ceri sfaturi de la cineva din cercul tău apropiat. Este recomandat să reduceți activitatea fizică, în schimb să acordați atenție alimentației voastre. Partea romantică a vieții va oferi berbecului câteva surprize, dar acestea se vor dovedi a fi plăcute sau nu foarte plăcute, depinde de horoscopul personal al fiecărui reprezentant al acestei zodii de foc. Taur. Taurul, continuând tendințele din perioada anterioară, este sfătuit să fie deosebită de atent atunci când conduce o mașină, precum și când călătorește pe apă. Chiar și o scurtă călătorie cu un feribot se poate transforma în necazuri, ale căror amintiri vă vor strica viața pentru o perioadă lungă de timp, dar a doua jumătate a săptămânii va fi favorabilă pentru orice chestiuni materiale și financiare. Vor exista succese, perspective plăcute și oportunități de a rezolva în mod favorabil problemele financiare de lungă durată. Sănătatea taurului va fi destul de stabilă, la fel ca și partea romantică a vieții. Gemeni. Gemenii sunt sfătuiți să acorde atenție aspectului și imaginilor. Ei plănuiesc să ajungă la un public larg și, prin urmare, poate fi nevoie să arate nu doar bine, ci uimitor. Poate că are sens să apelezi la stiliști profesioniști sau la creatori de imagini. Unele ezitări și indecizii apărute la mijlocul săptămânii vor fi înlocuite cu încrederea în sine și autodezvoltarea de sine. Rezultatele nu te vor face să aștepți sub formă de popularitate crescută, autoritate sporită, avansare în carieră sau flux financiar crescut. În sfera romantică, gemenii vor tinde să se concentreze pe latura sexuală a relației. RAC. Racii sunt sfătuiți să evite conflictele și confruntările în sfera profesională în prima jumătate a săptămânii. Acest lucru vă va permite să scăpați de asta, să vă mențineți reputația și chiar, în unele cazuri, poziția. A doua jumătate a săptămânii merită să acordați atenție corpului vostru prin fitness și sănătate. Poate că trebuie să vă optimizați rutina zilnică, dieta și să creșteți timpul pentru recreere activă. Este recomandat să petreceți weekendurile în natură, lângă rezervoare naturale de apă. Sfera romantică va ajunge în top printre acei raci care își caută sufletul pereche de mult timp. Leu. Leii vor putea să-și arate toate părțile naturilor strălucitoare, să-și demonstreze abilitățile și talentele în public și să obțină recunoaștere și popularitate. Dar cu o condiție, trebuie să învingi lenea naturală și să încetezi să te complaci în propriile slăbiciuni. În acest caz, vor apărea cunoștințe și conexiuni utile care vor juca un rol important în ambițiile profesionale și de afaceri ulterioare. Sănătatea va fi la nivelul la care leii înșiși se vor ocupa de ea, iar principala recomandare pentru menținerea sănătății este evitarea supraalimentării și consumului de alcool. Finanțele vor fi în regulă cu câteva perspective pozitive de creștere în continuare. Fecioară. Săptămâna aceasta fecioarele vor avea succes și vor fi active, și nu numai în chestiuni profesionale. Părinții vor putea să-și ajute copiii, să-i îndrume și să-i motiveze să facă pași în sus. Sfera financiară va fi și ea în regulă, mai ales dacă reprezentanții zodiei nu cheltuiesc banii sub influența emoțiilor de moment și, de asemenea, Își protejează finanțele de atenția escrocilor și aventurierilor care promit îmbogățire ușoară și rapidă. Sănătatea fecioarei va fi bună, iar sfera romantismului și a relațiilor te va încânta cu surprize plăcute. Este recomandat să te ocupi de problemele financiare spre sfârșitul săptămânii. Balanța. Balanța se va confrunta cu o perioadă destul de dificilă de ezitare și îndoială în prima jumătate a săptămânii. Multora le va fi dificil să facă alegeri importante atât la locul de muncă, cât și în alte chestiuni, inclusiv sfera romantismului și relațiilor. Acest tip de afecțiune îți poate afecta și bunăstarea, din păcate, în cel mai negativ mod. Unii pot experimenta toate deliciile manifestării simptomelor psihosomatice. A doua jumătate a săptămânii va ajuta la neutralizarea consecințelor primei. Balanța va intra într-o stare plină de resurse, va atrage atenția societății, iar unii reprezentanței acestei zodii vor intra chiar în sfera publică cu ideile sau abilitățile lor. Sfera romantică va deveni mai ușor de înțeles și mai stabilă, precum și bunăstarea ta. Scorpion. În prima parte a săptămânii, scorpionii vor desfășura o activitate intelectuală activă, care le va aduce rezultate tangibile în viitorul foarte apropiat. La mijlocul săptămânii, reprezentanții acestui semn de apă sunt sfătuiți să se așeze puțin, să minimizeze contactele, să nu intre în dispute și conflicte și să ducă un stil de viață retras. A doua jumătate a săptămânii va fi o perioadă de perspective, previziune și predicție precisă a viitorului. Scorpionii vor putea să vadă clar și limpede spirala evenimentelor viitoare, să înțeleagă posibilele opțiuni pentru participarea lor la ele și să evalueze riscurile pentru ei înșiși și pentru oamenii din jurul lor. Este puțin probabil ca sănătatea ta să provoace probleme, iar situația ta financiară se va îmbunătăți. Săgetător. Săgetătorii ar trebui să se ferească doar de propria lor impracticabilitate, care poate fi o consecință a stărilor emoționale. Mulți vor fi inclinați să fie seduși de promisiunile oamenilor pe care nu îi cunosc și să aibă încredere în potențialii escroci. Vor beneficia cei care se pot abține să cheltuiască banii sub influența emoțiilor, precum și să manifeste frivolitate în raport cu finanțele afacerilor. O bună dispoziție la sfârșitul săptămânii va asigura o comunicare plăcută, popularitate în societate, precum și recunoașterea de către acesta din urma punctelor forte indubitabile ale săgetătorului, abilități organizatorice, depredare și comunicare. Sănătatea va fi destul de bună, mai ales dacă te îmbraci în funcție de vreme și acorzi timpul potrivit pentru a dormi. Capricorn. Capricornii vor trebui să se ocupe de probleme financiare, asigurări, moșteniri sau împrumuturi. Mai mult, este mai bine să rezolvi toate aceste probleme începând de joi. Atunci se vor deschide multe uși, iar ajutorul va veni de la autorități sau de la conducere. Problemele legate de învățare, obținerea de informații și calculele matematice trebuie rezolvate de luni până marți. Acest timp ar trebui să fie, de asemenea, dedicat planificării pentru viitorul apropiat. Este puțin probabil ca sănătatea să cauzeze probleme capricornilor, dar aceștia vor trebui să depună eforturi pentru a menține o formă fizică bună. În ceea ce privește finanțele personale, va fi necesar să treceți la modul de economisire rezonabilă. Vărsător. Pentru vărsător, săptămâna va aduce noi oportunități de a se exprima și de a-și exprima talentele. Mulți vor încerca roluri care sunt neobișnuite pentru ei înșiși și se vor anunța în mod clar societății. Cei ale căror activități sunt legate de știință și dezvoltări tehnice pot face adevărate descoperiri și pot face un salt uriaș înainte, în fața majorității concurenților lor. Profesorii vărsători se vor bucura de o atenție sporită și de popularitate, iar reprezentanții profesiilor creative pot crea capodopere cu adevărat unice. O sănătate bună va fi asigurată nu atât de un stil de viață sănătos, cât de emoții pozitive și de o stare inspirată. Pești. Peștii pot suferi mici pierderi din cauza acțiunilor neconsiderate din sfera financiară. Aici este mai bine să nu te lași dus de căușoare de îmbogățire și creșterea bogăției materiale existente, majoritatea acestor metode se vor dovedi a fi frauduloase. Prietenii Scorpion sau Capricorn te pot scuti de la a fi prea credul. Primii sunt capabili să oferă o prognoză precisă cu privire la rezultatele îmbogățirii, în timp ce cei din urmă le vor demonstra literalmente peștilor inutilitatea investițiilor presupuse profitabile. La sfârșitul săptămânii, reprezentanții zodiei vor prinde un val de popularitate, vor fi în centrul atenției sexului opus, iar complimentele pe care le primesc vor fi atribuite pe merit propriului farmec și talent. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!